Cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică arată că în luna octombrie 2017 numărul nou-născuților a fost de aproximativ 18.000, în timp ce decesele s-au cifrat la aproape 22.000 de persoane. Comparațiile efectuate cu datele din luna similară a anului trecut au dus la concluzia că, în cea de-a doua lună de toamnă a acestui an, s-au născut cu peste 2.500 mai mulți copii. În ceea ce privește numărul deceselor, comparația a relevat că acestea s-au situat la aproximativ același nivel. România se confruntă cu cea mai ridicată rată a mortalității infantile din Uniunea Europeană, în 2016 fiind de două ori mai mare decât media din cadrul Uniunii. Îmbucurător este faptul că în octombrie 2017 mortalitatea infantilă a înregistrat o scădere față de aceeași lună a anului trecut. Datele oficiale mai arată că, la 1 ianuarie 2016, populația rezidentă în România era de 19.760.000 de persoane. Pe parcursul anului, însă aceasta s-a diminuat cu 122.000 din cauza emigrației și a declinului demografic. Astfel, la 1 ianuarie anul curent, populația rezidentă în România număra 19.638.000 de persoane.